Măsuri și mai dure în Olanda, țara intră în carantină chiar înainte de Crăciun. Magazinele neesențiale, școlile, barurile, restaurantele și alte locuri publice vor fi închise cel puțin până la jumătatea lunii ianuarie. Guvernul va interzice inclusiv adunările în grupuri mai mari de două persoane. În un zin, samengevat, Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot. Dat is onvermijdelijk vanwege de vijfde golf die met de omicron-variant op ons afkomt. Omicron verspreidt zich nog sneller dan we al vreesden. En dus moeten we nu ingrijpen om zoveel mogelijk erger te voorkomen. Olanda a adoptat chiar înainte de sărbători cele mai dure măsuri luate de la începutul valului de infectări cu varianta Omicron. Noile reguli din țările de jos au fost anunțate în urma unei întâlniri între guvern și experți în sănătate. Magazinele neesențiale, școlile, barurile, restaurantele și alte locuri publice vor fi închise cel puțin până la jumătatea lunii ianuarie. Vor fi interzise întrunirile în grupuri mai mari de două persoane, iar cu ocazia Crăciunului în grupuri mai mari de patru persoane. Spitalele din Olanda sunt deja pline de mai multe săptămâni, iar operațiile altor pacienți sunt amânate din cauza lipsei de medici și locuri în spitale.